bănuiesc că dumneavoastră sunteți oameni de cultură, vă place să citiți, așa cum ați văzut pe aceste afișe frumoase, deci pe care stai spătate la intrare în restaurant. Autorul cărții lansate de astăzi, domnul profesor Ion Ivașcu, pe care îl felicităm pentru consecvența dumnealui de a fi întotdeauna în mijlocul slătinerilor cu lucruri foarte frumoase și interesante. Cartea dumnealui se numește În Vâltoarea Marelui Război și este dedicată luptătorilor din primul război mondial, Marelui Război, cum spune domnul profesor, din Olt și Romanați. N-aș vrea să vă plictisesc cu începutul prea mare, prea lung, și înainte de a avea cuvântul domnului profesor și domnilor, trebuie să salutăm prezența în sală a doamnei Aurelia Grosu de la Muzeul Județean, care o să ne vorbească despre istoricul acestei cărți și istoria pe care domnul profesor Ion Ivașcu s-a bazat pentru a scrie această carte, și de asemenea pe domnul profesor Urâtu, pe care îl felicităm și pe dumnealui la rândul nostru pentru participarea la acest eveniment. Noi am dorit să-i facem o surpriză domnului profesor, așa cum facem tuturor celor care lansează aici o carte sau orice altceva. Îi oferim un buchet de melodii populare, patriotice, interpretate de Andreea Amza, pe care vreau să o aplaudați, că este aici cu noi. Este o buchet foarte talentată, și o să vedeți. Deci, te rog, Monica, să faci și... Te rog. Bună seara și bine v-ați găsit. Bună seara. Nu la 5 numai. Mulțumesc! Ce pleci acum? Doamna Aurelia Grosu, o să vă permiteți dumneavoastră microfonul, da, să ne spuneți câte ceva despre cartea domnului profesor Ion Ivașcu. Vă rog. Vă rog să-mi permiteți să vorbesc de jos, pentru că suntem între prieteni și eu cred că, mă rog, contează climatul acestei manifestări. Avem în față o carte în care dascălul de excepție Ion Ivașcu și istoricul serios, pertinent, se reunesc într-un mod exemplar. Domnul profesor Ivașcu a scris de-a lungul prodigioasei sale vieți mai multe cărți. A avut ambiția să scoată mai multe volume de studii slătinene, o premieră în peisajul istoriografic al zonei. Și iată că, în acest an cu atâtea semnificații, scoate acest volum. Și eu îl felicit din capul locului pentru că știu cum l-a scos. I se datorează exclusiv de la cercetare până la scoaterea acestui volum, evident ajutat de editura Hoffman, că avem această editură care s-a arătat a fi totdeauna dispusă și a receptat extraordinar și lucrurile serioase, chiar dacă din cărți de istorie și din chestiuni care tratează, eu știu, lucruri pentru foarte multă vreme care nu mai sunt de actualitate, Andy Barcan se încăpățânează să susțină acest segment și uită, și face bine că uită, că o editură trebuie să fie și profitabilă, să scoată și profit. Bun. De ce istoricul Ion Ivașcu, nu numai datorită CV-ului său impresionant și bibliografiei sale impresionante, ci pagină cu pagină din această carte ne arată respectul pe care el îl are față de istorie și față de cei care citesc și vor citi această carte. Cartea are un cuvânt introductiv, în care am vorbit așa în van. Eu am o voce destul de puternică. Eu cred că pot să vorbesc și fără microfon. Da, eu cred că vorbesc și fără microfon, plus că toată chestia asta cu microfonul în mână și-a uitat că... A, nu e al vostru. Da. Deci acest studiu introductiv al cărții profesorului Ivașcu reușește să adune în câteva pagini problematica internă și externă a primului război mondial, de la decidenții interni până la decidenții externi, intersectate cu opinia publică românească și opinia publică europeană. Să reușești să aduni în câteva pagini o perioadă istorică extraordinară, foarte învâltoare, că îmi spune aici Învâltoarea Marelui Război, cu personalități extraordinare și românești și în străinătate, pe plan european, nu? Asta înseamnă că tu, dascălul Ion Ivașcu, ai ajuns la o putere de sinteză extraordinară. Și sinteza aceasta nu ți-o dă decât un îndelung studiu. Și ne-am mai întâlnit de multe ori la arhive, nu este chiar plăcut să stai așa, să răsfoiești, nu că nu-i chiar plăcut, cu ghilimelele de rigoare, dosar cu dosar și file cu file îngălbenite, arse și așa mai departe, și să fișezi și după aceea să stai să le aduni, să le interpretezi, să le pui într-un anume context, încât ca noi cititorii, după ce citim această carte, să rămânem cu niște idei. Și da, rămânem cu niște idei după ce citim această carte. Avem o imagine mai clară asupra ceea ce a însemnat regimul de ocupație în Slatina. Timp de 23 de luni, Slatina și județul Olt, asemenea celorlalte 14 județe de aici, din zona aceasta, din sud, aveau să cunoască din plin regimul de ocupație. Vedem ce a însemnat acest regim de ocupație de la chestiunii de viață cotidiană pe care noi astăzi poate că ne este greu să și le credem. Cum la un moment dat un slătinean este împușcat pentru că nu a vrut să dea porcul. Cum instituții din Slatina au fost rechiziționate, nu? Gimnaziul Rad, liceul deja, că din 1914 era liceu, liceul Radu Greceanu nici n-a funcționat în această perioadă de ocupație, pentru că în clădirea liceului s-a transformat în spital clădirea liceului, primăria a fost dată afară, de acolo s-a condus, fiind regim de ocupație, se conducea prin ordonanțe. Nu exista primar, nu exista consiliu local, casele importante din oraș au fost puse la dispoziția ofițerilor armatei de ocupație în banca Slatina, îmi place mie să spun, de jos din parcă va deveni BNR, sucursala BNR după 1948, în banca Slatina a fost comenduirea germană și, mă rog, obligațiile și valorile băncii și așa au plecat în Moldova, nu prea s-au mai întors, în fine. Deci acest regim de ocupație a afectat, putem să spunem, viața fiecărui slătinean, de la faptul că se venea la poartă și cumpărau, și n-au trebuit slătinenii să întrețină numai armatele de ocupație. Pur și simplu s-au rechiziționat bunuri de la carne, ouă, lapte, aveau ce aveau cu ouăle, după câte am văzut eu, așa, erau trimise și în Germania pentru a întreține familiile de acolo. Și deci ăsta este un aspect a ceea ce a însemnat primul război mondial și cum s-a resimțit el în viața fiecăruia dintre oamenii acelor vremuri. Al doilea aspect este componența militară. Slatina a avut o contribuție extraordinară pe frontul primului război mondial. Aici au fost, aveau garnizoane, niște trupe recunoscute, în care armata română s-a bazat, și este regimentul 3 Dorobanți, regimentul 3 Olt, creat în 1876, care s-a acoperit de glorie pe frontul din Balcani, în războiul de independență, regimentul 43 Infanterie, în care a luptat și Ecaterina Teodoroiu, că de aceea avem o statuie Ecaterina Teodoroiu la Slatina, regimentul 14 Artilerie, Ei au fost prezenți și au luptat cu eroism în Dobrogea, pe Neașlov, la Mănăstioara și în vara anului 1917 la Mărăș, Mărășești și Oituz, contribuind și ei la salvarea chiar a existenței statului român, și care armata a luptat ascultând orbește acel și bine, bineînțeles că din credințele acestea patriotice, eu nu știu cât de patrioți mai suntem astăzi, în fine, pe aici nu se trece. În toate aceste două coordonate este integrată populația Slatinei și a județului Olt, a fostului județ Olt și a fostului județ Romanați, Olt Romanați, cum ne place multora să spunem și cum și-a și intitulat domnul profesor cartea. Și în vâltoarea aceasta a războiului nu a fost uitată componenta națională. Pentru că mari istorici spun că primul război mondial sau intrarea României în primul război mondial s-a produs urmărindu-ne idealul nostru național, un ideal a cărui sămânță a fost pusă mult mai în urmă de cărturari, de oameni luminați, de iluminiști, de pasoptiști, de așa, aducerea în granițele acelui stat a românilor care se aflau sub dominații străine. Ori această componentă națională s-a manifestat din plin și în rândul slătinenilor. În perioada neutralității, tratează aici un capitol, în perioada neutralității, când lucrurile au fost coordonate de Liga pentru Unitatea Culturală a Românilor, creată în 1891, ligă care nu întâmplător, din 1916 își schimbă denumirea în Liga pentru Unitatea Politică a Românilor și secțiunea Oltu a Ligii pentru Unitatea Politică a Românilor, creată imediat după cea de la București, a fost extrem de activă și a reușit ca sub apanajul ei să aducă mari oameni de cultură care făceau parte din Ligă și să antreneze intelectualitatea și elitele locale, încât iată că și pe acest segment județele Olt și Romanați, Slatina, Caracalul, au pus și ele o cărămidă la edificiul național împlinit la 1 decembrie 1918. Îl felicit pe domnul profesor Ivașcu pentru că a reușit ca din niște informații istorice la urma urmei. Pentru noi istoricii sunt extraordinare, dar pentru publicul larg la un moment dat sunt aride. Îl felicit că a reușit să le îmbrace într-un stil concis, într-un stil care transmite, într-un stil care te convinge. Este aici și experiența dascălului. Eu știu că elevii îl ascultă înmărmuriți pe profesorul Ivașcu și totdeauna s-a bucurat de prețuirea elevilor. De multe ori spun că, mă rog, bunul meu prieten Ivașcu, care m-a amărât toată viața, este o instituție clădită pe o carieră de dascăl și pe o carieră de istoric extraordinară. Eu cred că nu este ultima carte pe care o scoate Ion Ivașcu și mi-aș dori să fim cât mai des împreună într-un asemenea cadru și să aducem sentimentele noastre așa de prietenie unui om extraordinar. Domnul Mitică, domn Mitică. face microfonie, că e prea aproape. Că nu se poate cultură și viață fără sănătate, o să ne vorbească și dumnealor ceva așa fugitiv despre ceea ce fac dumnealor, că tot s-a dus peste 2 de ani și ne trebuie niște vitamine, niște chestii, asta bună, da? Vă rog, domnul. Da. Mulțumesc că mă numesc într-adevăr Urâtu Ștefan, sunt profesor de istorie la școala gimnazială Eugen Ionescu și prieten autentic al domnului Ivașcu de vreo 40 de ani. În 1978, domnul Ivașcu a venit în Slatina, eu l-am întâmpinat, eu am venit din 1977 și mi-a zis, băi, fan, eu să fiu profesor la Radu Greceanu, dar nu o să mă duc, crezând că e o comună din județul Olt, spunându-i evident că de fapt este cel mai bun liceu și acum colegiul al nostru și așa a început, a reînceput o prietenie care de fapt a început în 1975. Am fost alături de Ion Ivașcu la toate marile realizări, din punct de vedere istoric, dar și din toate punctele de vedere. Adevărat prieten autentic, aș repet, așa cum scrie acolo în dedicația din cartea pe care din aceste studii. Și revenind acum la aceste studii dedicate celor două mari evenimente, să nu uităm că în 2018, la 11 noiembrie 2018, omenirea va comemora 100 de ani de la încheierea primului război mondial și încă o dată marele istoric Nicolae Iorgă avea dreptate când spunea, dacă nu cunoști istoria, ea se răzbună repetându-se. Din păcate, în 1918, după 30 de ani, omenirea va cunoaște al doilea război mondial. După însă al doilea război mondial, se pare că istoria a fost de bun augur, istoria a fost un bun învățător și iată că au trecut 73 de ani și omenirea este într-o pace relativă. În Europa, da. Al doilea eveniment pe care domnul Ivașcu îl prezintă în studiile sale este vorba de marele eveniment al românilor de pretutindeni, centenarul, 1 decembrie 1918, 1 decembrie 2018, este visul acela pentru care au luptat și au murit sute de generații și iată că românii de astăzi îi dedică multe evenimente artistice, cultural-artistice și iată la noi în Slatina are loc această lansare de carte. Carte deosebită, repet, așa cum spunea și doamna Aura Grosu, mai ales că este vorba de o istorie locală. Cunoaștem, într-adevăr, istoria generală, dar istoria locală este mai puțin cunoscută și domnul Ivașcu a integrat istoria locală în istoria universală. Marele război pentru reîntregirea națională, cum este numit corect și nu, pentru români nu a fost un război de cucerire, și a fost un război de întregire națională, la care locuitorii celor două județe, Olt și Romanați, și-au adus o contribuție deosebită. Asta scoate în evidență și domnul profesor m-a impresionat în mod deosebit descrierea zilei de 14 noiembrie 1916, când Slatina a fost ocupată de armatele germano-austro-ungare. Atmosfera din această perioadă și toate încercările locuitorilor de a rezista ocupației din noiembrie-decembrie 1916 până în toamna anului 1918. Cartea este un adevărat document, un aparat critic deosebit, cu multe relatări, cu multe cazuri concrete. Este o carte vie, o carte pe care o recomandăm cu mare plăcere, mai ales că domnul Ivașcu scoate în evidență o contribuție a unei categorii sociale mai puțin cunoscută. E vorba de intelectualitate, atât pe front cât și în spatele frontului. Intelectualitatea a avut un rol deosebit, așa cum rezultă și din studiile prezentate. Îl felicit pe prietenul meu, îi doresc multă sănătate, mai ales că mâine, 12 octombrie, domnul Ivașcu împlinește o vârstă. Iar pe plan internațional, 12 octombrie este ziua Hispanității. Iată cum putem să împletim naționalul cu local. Vă mulțumesc, la mulți ani, domnule profesor, să fiți sănătos! Bravo! Bravo! Ce făcuște? deja mai câteva astea. Domnului profesor Ivașcu, pentru că Mariana avea v-am precizat la început. Salutăm și pe domnul Andy Barcan de la editura noastră Hoffman. Aș vrea să condiții grafice de aș vrea să dau cuvântul prietenilor noștri de la Calivita, Vodica Bizonier, care ne va vorbi puțin despre activitatea dumnealor, dar și despre ce putem face acum pe perioada asta, că se apropie iarna și ne ia acum cu picul, cu capul. Te rog, Vodica. Mulțumesc frumos. Bună ziua și bine v-am găsit. Mă simt extrem de onorată să mă aflu astăzi aici. Din punctul meu de vedere, acesta este un moment istoric, va intra în patrimoniul istoric al Slatinei și al României și al patrimoniului cultural al țării noastre. Mulțumesc gazdelor acestui eveniment că mi-a dat ocazia să fiu aici, alături de dumneavoastră. Chiar mă gândeam și am găsit un numitor comun între activitatea domnului profesor și pasiunea dumnealui pentru istorie și activitatea pe care o desfășor eu în calitate de consultant de nutriție și suplimente alimentare. Chiar cuvântul nutriție este numitorul comun. De ce? Pentru că nutriție nu înseamnă doar alimentație sau o apă de calitate, cum s-ar fi unii. Noi, ca să fim sănătoși, avem nevoie și de un trup sănătos, și de un suflet, și de un spirit sănătos, și de o minte sănătoasă. Și avem nevoie de hrană spirituală. Da? Avem nevoie de hrană spirituală, iar ceea ce se întâmplă astăzi aici este o hrană spirituală. Psihologii spun că oamenii că ceea ce îi face pe oameni să acționeze este motivația. Dar toți psihologii spun că există două mari categorii de oameni în ce privește motivația. Unii sunt motivați de teama de a pierde ceva, de teama unui eșec, acționează din teama unui eșec, iar alții sunt motivați de dorința de a câștiga ceva. Eu sunt tare curioasă să știu ce l-a motivat foarte tare pe domnul profesor de-a lungul timpului să scrie atât de multe cărți și să nu se oprească, dar probabil că ne va spune în momentul în care va lua cuvântul. Cam 90% dintre oameni, spun psihologii, din păcate, acționează din teama de a pierde ceva. Își fac asigurări la casă, la mașină, își fac asigurări de viață, din teama că se va întâmpla ceva rău. Dar această mentalitate este total greșită pentru că deja își proiectează un viitor sumbru. Trebuie să încercăm să avem o mentalitate pozitivă și să investim acum în prezent, în noi și în sănătatea noastră. Există foarte mulți oameni care strâng bani, eu personal cunosc și cunosc că vorba aceea din popor, strâng bani albi pentru zile negre. Dar de fapt nimeni nu-și dorește zile negre. Da? Eu am hotărât că nu vreau să strâng acești bani pentru zile negre, pentru că am scos din scenariul viitorului meu aceste zile negre și am ales să investesc zi de zi, în prezent, în sănătatea mea și a familiei mele. Și am avut norocul să cunosc în urmă cu 4 ani de zile o comunitate care se numește Calivita. Este o firmă internațională care este închinată exclusiv sănătății oamenilor. Vita International activează în foarte multe țări și în România este de 22 de ani. Este vorba de promovarea unui stil de viață sănătos și de femei este vorba doar de ce mâncăm. Da? Este vorba de produse de foarte bună calitate care ne pot prelungi, ne pot asigura calitatea vieții și în același timp ne prelungesc viața. Și aș vrea să vă imaginați următorul scenariu. Cum ar fi, știu că o să sune sumbru, dar cum ar fi să aflați mâine că aveți o boală incurabilă și mai aveți o lună de trăit? Și pe de altă parte să vă imaginați un alt scenariu în care aveți 90 de ani, vă privați cu bicicleta, vă jucați în pas cu nepoței și vă simțiți foarte bine și aveți energie și încă scoateți foarte multe cărți. Eu am o invitație pentru dumneavoastră pe care am să vă adresez tuturor. Am să dau niște invitații cu permisiunea dumneavoastră, pentru că nu vreau să vă rețin foarte mult. Dar vreau să știți că pe noi ne găsiți aici în Slatina și când este vorba de nutriție și de stil de viață sănătos, vă puteți baza pe noi și noi vă stăm oricând la dispoziție. Să știți că foarte multă lume nu dă atenție banalii, ghilimele, banalii vitamina C. Vitamina C este o vitamină pe care organismul uman nu o produce și trebuie să o luăm exclusiv din alimente. Numai că alimentele, din păcate, în ziua de astăzi sunt foarte sărace în vitamine. Sunt foarte sărace în vitamine. De exemplu, ne dorim să mai mâncăm coaja de măr pentru că este tratată cu chimicale și pesticide, înlăturăm coaja. Și atunci, ca să ne luăm necesarul de vitamina C, ar trebui să mâncăm cantități foarte mari de fructe și legume. Ar fi imposibil. De aceea eu vă recomand cu căldură vitamina C, o vitamina C organică, extrasă din pecate naturale, din plante și din fructe și legume. Și există o gamă foarte largă, de exemplu, pentru întreținerea tinereții creierului, pentru că persoanele care au activitate intelectuală intensă au nevoie constant de hrane de foarte bună calitate și neputând asigura din alimentație, eu vă recomand suplimente de omega-3, de lecitină și foarte multe alte suplimente de foarte bună calitate. Dacă am să vă las și dacă aveam de vizită cu acolo dumneavoastră și puteți oricând să ne contactați ca să nu vă mai rețin. Vă mulțumesc! Mulțumim pentru o dată, Ludica, mulțumim Ludica pentru că ați fost aici această seară alături de noi. O să urmăm din nou pe Andreea să ne câte ceva și cu permisiunea domnului profesor, după asta va lua dumnealui cuvântul și vom încheia aici această seară frumoasă. Da, schimbăm decorul. Poftim, Andreița. Am revenit la Olt TV. Adică cu ăsta, cu băiatul ăla care a venit să filmeze sau? Da. Și nu ieșise la pensie sau? Păi, dar n-are de-a face. Am ieșit la pensie de la muzeu. Aici am vrut să lucrez. Da, da, da. E altceva. E societate privată. Foarte frumoasă istoria aia Slatinii, de până la diligenție și scap și de diligenție. Ăsta care îmi dă asta? programă care are fratele medic. Și a avut băiatul la mine la școală, Semionescu. E fiul lui Semionescu. Da, la care a murit. Marele Julist sau ce. Semionescu. Doctorul Semionescu e frate. Doctorul Semionescu e frate cu ăsta. Frate. Cream că e și ăsta. Bravo, domnișoară! Tehnica asta vă clodec. Mai bine până posibil. Thank you. terminăm. Să vorbească despre cartea domnului profesor sau îi dau cuvântul lui. N-am crezut că eu, Ion Ivașcu, din Ciocălia Bărăganului, voi fi legat așa de multe soare. Cine a crezut? Că niciunul nu de aici. O bine greu să mă despart de ziua, că vă spun sincer, și dovadă că sunt acum aici. Sunt aici, în primul rând, pentru elevii mei și sunt aici pentru că încerc să duc la bun sfârșit ceea ce am început cu ei în clasa mea. Să termină clasa a 12-a. Unii poate mă vor condamna, alții poate nu. Important că eu acest lucru am crezut că trebuie să termin cu ei clasa a 12-a. Eu când am venit în Slatina am fost călăuzit după cuvintele bunicului meu. Caută că acolo, pe unde te duce fiul. Cred că am demonstrat în cei 15 ani cât am profesat la liceul Radu Greceanu și apoi la liceul Nicolae Titulescu, acestea fiind ultimele luni ale mele ca profesor. Mă voi retrage, dar amintirea Slatinei va fi mereu vie în sufletul meu. De această amintire se leagă și numele unor prieteni dragi pe care i-am alături sau chiar a unora care n-au venit astăzi aici. Despre carte pot să vă spun un singur lucru. Am încercat acest proiect cu doi prieteni buni, Aura Grosu de față și cu Bogdan Bădițui. Din motive pe care eu nu le cunosc, administrația dumneavoastră locală au respins proiectul. Nu mă așteptam, nu m-am așteptat niciodată la acest gest, pentru că era un lucru, un eveniment pe care eu, dacă eram în fruntea administrației locale, îl felicitam pe cel care îl realiza. Pentru că mulți din alte orașe au dat bani grei ca să se realizeze un asemenea proiect. Noi n-am cerut nimic. Ne străduiam să iasă un proiect interesant pentru Slatina și județul Olt. O carte de 250-300 de pagini. Văzând rea voință, ca să nu zic altceva, eu am rămas singur, ceilalți având alte preocupări, și am realizat această carte de studii. Este o încercare a mea pe care istoria o va judeca. Sunt studii elaborate în urma unor cercetări din 1988 până în 2017 inclusiv. Nu vreau să vă rețin decât cu ceea ce am scris la sfârșitul acestei lucrări. Spuneam eu, Ion Ivașcu, această lucrare este modesta noastră contribuție la aniversarea a 100 de ani de la Marea Unire și de comemorare a locuitorilor din Olt, Romanați, care s-au jertfit pentru marele ideal al poporului român. În același timp o dedic și bunicului meu, care a luptat în Neașlov, la Mărești și Oitus. Cu această ocazie mulțumesc SC Agromia S.R.L. din comuna Brebeni, județul Olt, personal prietenului nostru Ion Paraschivescu, fără a cărui ajutor financiar această carte nu ar fi fost posibilă. În același timp, suntem recunoscători domnului Andy Barcan, care ne-a ajutat pe parcursul mai multor ani în tipărirea unor lucrări de istorie națională, precum și celor care ne-a sprijinit colaborând la realizarea unor importante studii ținând cont că noi am realizat o revistă, studiile săltinene, acest proiect va fi finalizat în anul 2019, când noi ne vom retrage. Nu în ultimul rând, mulțumesc familiei mele, Mariana și Bogdan, care au înțeles demersul meu pentru realizarea acestui proiect. Rămâne, spuneam, ca istoria să judice dacă efortul nostru a fost sau nu zadarnic. Vă mulțumesc celor care sunteți aici, celor care sunteți aproape de mine, unii poate nu mă cunoașteți prea bine, și sper ca în continuare să vă simțiți bine alături de Ion Ivașcu. Vă mulțumesc! Mulțumesc mult! Și să-i cântăm cu toții la mulți ani. Și te rog, Andreea, pentru că tu ești interpretul nostru de astăzi, să-i cântăm ceva domnului profesor la mulți ani, da? Și cu tine și după tine noi toți. Mulțumesc, la mulți ani! Sunteți binecuvântat de Dumnezeu, v-a dat un har nemaipomenit! Deci vă invităm la o sesiune de autografe și vă rugăm să achiziționați câte o carte de la domnul profesor. Pot să vă închid? Ia-ți văd! Mie mi-a dat un scris cu albastru, cu roșu și carte. Vă rugăm să rămâneți pe loc, pentru că avem o altă discuție.